Am să citesc, spuneam, una din cele mai cunoscute pilde. Cred că toate confesiunile religioase au auzit pilda aceasta, pilda bogatului nemilostiv din Luca 16, citim de la versetul 19. Pe parcursul citirii am să fac câteva sublinieri importante. Auziți cum începe pilda noastră de la pagina 1011 din Sfânta Scriptură. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și nim subțire și fac prima subliniere în această seară, dragul meu, într-o zi. Ascultă-mă bine seara asta. Și despre mine și despre tine se va vorbi la timpul trecut. Exact ca despre omul din pilda noastră. Și se va spune, era un Iosif, un Marius, o Ileana, o Miaela. Întrebarea în această seară e, ce se va spune despre tine în ziua respectivă? Pilda continuă. Și în fiecare zi, omul acesta ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube, și dorea mult să se sature cu fărâmiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și lingeau bubele. Ce contrast izbitor! Prietenii acestuia, cei mai buni prieteni, erau maidanezii de pe stradă. Celălalt, veți vedea în această seară, a fost popular și celebru. Însă și-a sfârșit viața ca un mare anonim. Și o să vedeți că e și tragic unde a ajuns. Pilda spune în continuare, cu vremea săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-a îngropat. Pe când era el în locuința morților, în chinul, și-a ridicat ochii în sus și a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a strigat, Părinte Avrame! Fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, că-și grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Apropo, am ridicat puțin tonul, că aici spune că omul ăsta a strigat din locul în care a ajuns. Fiule, i-a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele, acum aici el este mângăiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată. Și aș vrea să-mi permiți o scurtă paranteză. Cineva spunea și avea mare dreptate. Prăpastia asta dintre om și Dumnezeu începe din viața asta. Cu cât omul se depărtează mai mult de Creatorul lui, de Dumnezeu cel adevărat, prăpastia asta se face din ce în ce mai mare, până când într-o zi va deveni definitivă și nimeni pe cel care va ajunge în prăpastia aceasta nu-l mai va izbăvi din ea. De aceea ne rugăm în seara asta să ne vorbească Dumnezeu fiecăruia. Bogatul a zis, rogu-te dar, Părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați, și să le adeverească aceste lucruri ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avram a răspuns, au pe Moise și pe proroc, asculte de ei. Nu, Părinte Avrame, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din mor, se vor pocăi. Apropo, o idee superbă. Știți ce ne spune omul ăsta din locul tragic în care a ajuns? Vrea să ne deschidă și mintea și ochii. Că pocăința, vă rog să rețineți, este pentru oamenii vii. Am 5 frați acasă, ăștia încă trăiesc. Dacă se duce cineva la ei din morți și le spune în ce loc am ajuns eu, ăștia care sunt în viață se vor pocăi. Că pocăința este pentru oamenii vii. Ăia morți, care au plecat din lumea asta în lumea cealaltă, nu se mai pot pocăi. Nu se mai pot împăca cu Dumnezeu. Urmează concluzia pildei. Și Avram i-a răspuns, dacă n-ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Era
pandemia în floare, 2020. Mi-aduc aminte cum românii de peste tot erau luați cu izoleta, circulau ambulanțele, parcă și acum le aud în cap sirenele, parcă pe toate străzile și în toate direcțiile. Se mai și uitau românii noștri la știri și ne uitam și noi seara, vedeam ce se întâmplă în Italia, îți mai aduce aminte, sta aceea cu oamenii morți. Și auzeam în jurul meu voci care spuneau, ce tragedie, Domnule, ce tragedie. Și da, pandemia a fost o tragedie, pentru unii chiar o tragedie pe de adevăratelea. A trecut oarecum pandemia aceasta și spun oarecum, pentru că există voci care spun că încă nu s-a terminat, dar nu intrăm în detalii în această seară, și a început războiul din Ucraina și după ce trecuse doar câteva săptămâni de la începerea războiului, i-auzeam pe unii din nou în jurul meu, după ce au privit la știri, au citit în media, în presă, spunând, Domnule, cine a mai crezut într-un asemenea război aproape de țara noastră? Cu arme și așa mai departe. Și spuneau oamenii, ce tragedie, Domnule, ce tragedie pentru oamenii din Ucraina. Și da, un război, e o tragedie. Mulți își pierd viața din cauza războiului. S-au obișnuit oamenii și cu războiul. Când a fost cutremurul din Turcia, au început oamenii să discute, ne gândeam, mă, să nu vină și la noi un cutremur. Și nu au trecut decât câteva zile și s-a mișcat un pic pământul în sudul țării, s-au mișcat alimentele pe raft în magazin și auzeam din nou oameni spunând, Doamne, ferește să nu se întâmple și la noi ce s-a întâmplat în Turcia, să nu vină un astfel de cutremur, că ce tragedie ar fi să trecem pe aici ca și națiune. Și da, oameni buni, un cutremur este o tragedie. Dar vreau să mă asculți în seara asta. Tu știai că există o tragedie mai mare decât pandemia? Știai că există o tragedie mai mare decât un război cu arme? Știai că există o tragedie mai mare decât să se zguduie pământul și să aibă loc un cutremur la nu știu ce scară Richter? Despre tragedia asta mult mai mare decât toate acestea am să-ți predic în această seară, într-o predică intitulată Tragedia de a muri nemântuit. Despre un om celebru v-am citit în seara asta. Era popular, cunoscut în zona lui, în cartier, am zice noi. Avea influență, îmbrăcămintea pe care el o purta, numai împărații vremii purtau insubțire și porfiră, ne spun cercetătorii Sfintelor Scripturi. Domnule ăsta vesel în fiecare zi, el nu-și făcea grijă că n-are motorină cu ce să alimenteze mașina, că frigiderul lui o fi cândva gol. Și popular fiind și foarte cunoscut și având influență și fiind celebru în viața asta, într-o zi după ce pleacă din această lume, ajunge să fie marele anonim. Un om fără nume. Dumneavoastră ați băgat ceva de seamă foarte important în textul din seara asta. Că este dat în text doar numele oamenilor lui Dumnezeu. Pentru că oamenii lui Dumnezeu, atât în viața asta trecătoare, cât și în viața de dincolo de lumea aceasta, oamenii lui Dumnezeu sunt oameni cu nume. În textul din seara asta i-a amintit Avram, care a fost omul lui Dumnezeu. I-a amintit Lazar, care a fost omul lui Dumnezeu. I-a amintit Moise, care a fost omul lui Dumnezeu. Dar lângă ei apare un mare anonim, un om fără nume. Fiindcă toți care pleacă din această viață și nu s-au împăcat cu Creatorul, vor ajunge mari anonimi dincolo de moarte. Și tragedia nu e că n-avem numele Lui în seara asta în text. Marea tragedie e că a ajuns într-un loc nefericit. Din cauza faptului că și-a sfârșit viața ca om nemântuit. De ce e o tragedie să mor nemântuit?
La întrebarea asta vreau să găsim răspuns în seara asta. Știți de ce e o tragedie? Un tânăr, o tânără, un bărbat, o femeie, indiferent de vârstă, indiferent de etnie, știți de ce e o tragedie? Cineva să-și sfârșească viața asta ca om nemântuit. Eu am să predic simplu în seara asta și cât se poate de practic. Auziți de ce? În primul rând, e o tragedie să mor nemântuit din cauza lucrurilor ce nu le mai pot schimba după moarte. Noi români avem un obicei tare greșit. Domnule, așa la grămadă ne culcăm toți pe ureche și zicem, mă, n-are cum să fie rău la urma urmei. Păi n-avem de-a face cu un Dumnezeu iubitor, un Dumnezeu care ne-a creat și ne cunoaște în detaliu. Poate Dumnezeul ăsta bun și iubitor să trimită oameni în iad. Și la urma urmei mai și auzi pe câte unul spunând, domnule, dacă cei mai mulți se duc la cazanul cu smoală. N-ați auzit vorba asta? Ne-am duce și noi acolo și cum ne obișnuim în viața asta cu rău, ne-am obișnuit și în viața cealaltă. Și culcându-se omul așa pe ureche, zice, las că am rezolvat noi cumva problema asta a veșniciei și a sufletului. Ei, dă-mi voie să spun ceva în această seară. După ce tu vei muri, vei pleca din această viață, pot să se roage pentru tine toți pastorii, toți preoții din lumea aceasta, nu mai pot rezolva situația veșniciei tale. Se pot aprinde în cimitir câte luminări veți vrea. Nu se mai rezolvă nimic. Am să vă spun imediat cum se îmbată unii cu apă rece, crezând, domnule, plătim nu știu ce slujitor, dăm parastase, aprindem lumânări, om rezolva cumva problema veșniciei sufletului cu tare. A fost soțul, a fost soția, a fost copilul din casă, a fost vecinul, a fost cel mai bun prieten. Oameni buni, ascultați-mă bine în această seară, că nu vreau să ne îmbătăm cumva cu apă rece. Dumneavoastră ați văzut vreun om bolnav dus la spital? Sunt sigur că ați văzut. Poate vi s-a întâmplat chiar vouă să fiți cândva internați datorită unei probleme de sănătate. Dar mă să vă întreb altfel. Cine a văzut să-i moară acasă bunicul, bunica, tatăl, mama, un frate, o soră și cei din familie să aibă o stare de vorbă și să zică, mă, mâine la dimineață, dacă tragedia se întâmplă în seara asta, pune mortul în mașină sau chemăm carul mortuar și ducem mortul la spital să fie tratat. Să vedem, nu găsim ceva unguent, nu ni se prescrie o rețetă să luăm niște medicamente de la farmacie, să tratăm cumva pe cel care a decedat sau pe cea care a decedat. Niciunuia nu-i trece prin minte lucrul acesta. Și știți de ce? Pentru că noi avem logică, avem rațiune, avem minte sănătoasă și știm. Pentru un mort fizic nu se mai poate face nimic. Singurul care poate învia morții și o va face într-o zi este Iisus Hristos. Păi și atunci acum mii și zeci de mii și milioane de oameni se îmbată cu apă rece crezând că pentru sufletul lor se mai poate face ceva după ce ei pleacă din viața asta. Păi dacă pentru un trup care moare nu se mai poate face nimic, pentru suflet cum s-ar putea să se mai facă? Vedeți dumneavoastră, îmbunătățiri, schimbări a condiției noastre se fac cât noi suntem în această viață. Te uiți la cauciucurile de la mașină, să zicem că e toamna spre iarnă și le vezi, mă, un pic uzate. Zici, mă, trebuie să le schimb, pun cauciucuri de iarnă. Nu cumva să am probleme în trafic, mă oprește și poliția, mai au și o amendă, mai pierd și niște puncte. Și omul schimbă cauciucurile la mașină. Te pui seara la culcare, mă, totul bine frumos. Pe la trei noaptea, o durere de măsea în partea dreaptă. Te trezești, mă, zici, la ora asta, cum se rezolvă problema? E un agocalmin, e un urofen, dimineața parcă e și mai accentuată durerea. Cauți doctorul stomatolog. Vrei să vezi, e o carie, trebuie să faci ceva ca să nu mai ai durerea aceea la dantură. Omul din punct de vedere fizic, din punct de vedere material, dacă vreți, știe că în viața asta cât trăiește poate produce anumite schimbări, anumite îmbunătățiri condiției lui. De ce vă spun toate acestea? Pentru că și spiritual e la fel. Când noi trăim, când noi suntem în viață, ar trebui să ne gândim la suflet, să ne asigurăm veșnicia.
La fel cum facem pentru trup, la fel cum facem pentru bunăstarea noastră materială, a unei vieți trecătoare. Acum, când suntem în viață, ar trebui să ne gândim ce facem cu sufletul din noi. Apropo, unul care a trecut prin școala lui Arhimede, la un moment dat s-a apropiat de Arhimede, se pune o întrebare. Se spune că în școala lui 5 ani de zile n-aveai voie să pui nicio întrebare. Trebuia numai să stai să asculți, că îți convenea, că nu. Stăteai și ascultai. Ăsta a trecut prin cei 5 ani de școală și ulterior s-a apropiat de Arhimede și a zis: Domnule Arhimede, dumneavoastră mereu și mereu ne-ați învățat să trăim o viață demnă, să avem principii, să avem valori, să trăim frumos. Deci eu am venit să vă întreb următorul lucru. Dacă după ce murim nu există nimic dincolo de viața asta, mai are rost să trăim așa cum ne-ați învățat? Să uită Arhimede la el și zice: prietene, dacă nu există nimic dincolo de viața asta, faptul că v-am învățat să aveți principii în viață, să trăiți sănătos, să fiți oameni în primul rând, eu n-am pierdut nimic. Dar ascultă-mă, prietene, i-a zis Arhimede, să știi că nici tu n-ai câștigat nimic. Absolut nimic. Dar, și un mare dar, dacă există totuși ceva dincolo de viața asta, dacă există o viață viitoare, i-a zis Arhimede, să știi că eu am câștigat tot, iar tu, prietene, să ții minte cât trăiești, ai pierdut totul. Fiindcă după o viață de om, ori ești între mari câștigători, a căror suflet este mântuit, a căror suflet este salvat, ori între mari perdanți care vor pierde tot. De ce e o tragedie să mor nemântuit? În primul rând, din cauza lucrurilor ce nu le mai pot schimba după moarte. Anonimul acesta al nostru din textul biblic a vrut să facă câteva schimbări după ce el a plecat din această viață. Și mereu și mereu Avram, prin argumentele aduse, îi spune: prietene, îmi pare rău, nici o dorință nu ți se mai poate împlini. Nu se mai schimbă absolut nimic. Condiție eterne în care a ajuns. De ce e o tragedie să mor nemântuit? În al doilea rând, auziți cât de simplă e predica din seara asta. Deci nu doar din cauza lucrurilor ce nu le mai poți schimba după moarte. În al doilea rând, din cauza locului unde te vei duce. Wow! Chiar din cauza asta e o tragedie să moară cineva nemântuit. Răspunsul este unul ferm. Da! Din cauza locului unde te vei duce. Circulă o vorbă de câțiva ani, s-a auzit și la noi în România foarte des, ce trebuie să fii politically correct. Ați auzit vorba asta? Adică din punct de vedere politic trebuie să fii corect. Știți cine a fost cel mai corect din totdeauna? Știți cine va rămâne cel mai corect? Știți cine va fi și la viitor cel mai corect? Corectitudinea întruchipată, dreptatea întruchipată. Acel cineva, să țineți minte, este cel care ne-a creat, este Dumnezeu. Și auziți cât de corect este Dumnezeul care ne-a dat viață și a pus în noi suflare și posibilitatea de a ne mișca, de a fi ființe vii. Știți de ce este atât de corect Dumnezeu? Dumnezeu ne-a zis dinainte cum este locul oameni buni în care se vor duce oamenii nemântuiți. Dumnezeu nu ne-a pus ceață pe ochi, nici pe minte, să zică la finalul istoriei omenirii om da cu zarul și om vedea ce-o fi, care se duc la stânga și care s-or duce la dreapta. Nu, nu! Dumnezeu ne-a zis dinainte, oamenii care îți vor sfârși viața aceasta nemântuiți se vor duce într-un anumit loc și ne l-a descris Dumnezeu dinainte ca să știm cum e locul acela. Știți cum e acel loc? În locul acela totul este veșnic. Tot. În primul rând, în acel loc, chinul va fi veșnic. Eu când am citit textul din seara asta, știți, noi când studiam la școală, unul din lucrurile ce le-am învățat e să ne uităm la cuvintele cheie sau la expresiile cheie. Adică expresiile care se repetă într-un text sau cuvintele care apar în mod repetat. Știți care e cuvântul cheie a textului din seara asta? Eu mă așteptam să fie unul fermecător, domne, sclipitor.
să îmi placă de numai. Cuvântul cheia a textului din seara asta e cuvântul chin, care apare de 4 ori în text. Auziți, versetul 23, pe când era el în locuința morților în... Observați că nu scrie în chin. Aici se pare că e prezentul continuu. Nu e un chin de o jumătate de noapte că te-o durmă seaua, ci un chin la modul continuu. În chinuri nesfârșite. Auziți versetul 24, grozav sunt, cum? Chinuit în văpaia aceasta. Se uită Avram la el și zice, prietene, acum Lazar este mângâiat, tu ești? Păi stai, dacă pentru mine nu se mai poate face nimic, am ajuns în chinul ăsta veșnic, am acasă 5 frați, ăștia încă trăiesc, să se ducă cineva repede, dacă se poate Lazar, să le adeverească, să nu vină și ei în acest loc de... Auziți? De chin. Locul în care vor merge oamenii nemântuiți după această viață, în locul acela chinul va fi veșnic. Durerea durerilor va fi în acel loc. Nu știu câți ați citit Frații Karamazov de Fiodor Dostoievski. Își imagina Fiodor Dostoievski la un moment dat iadul. Și știți ce a zis el? Zice, iadul mi-l imaginez ca locul spre care Dumnezeu nici măcar nu privește. Deci nu doar că în iad nu va fi prezența lui Dumnezeu, Dostoievski spunea, nici măcar nu-și permite Dumnezeu să se uite spre un asemenea loc. Știți cum mai e deschis locul în care se duc oameni nemântuiți? Spuneam că totul e veșnic. Știți că și focul e veșnic. Spunea el, grozav sunt chinuit unde? În văpaia aceasta. Acum, cel puțin în ultimii 20 de ani, teologii s-au tot chinuit să explice expresia asta cu focul, cu referire la soarta veșnică a unora. Și sunt teologi care spun, domnule, ăsta nu e un limbaj la propriu, e metaforic, e figurativ. Oameni buni, dragii mei ascultători, ascultați-mă bine în această seară. La urma urmei nu e important că e mesaj metaforic, la figurativ sau că vii la propriu. Ceea ce e cert, adevărul din spatele acestor cuvinte, e că în locul în care se vor duce oamenii nemântuiți, este tragic, e dureros. Ia auziți ce spune cartea Apocalipsa de locul acesta. Apocalipsa 20:15. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții, este o carte la Dumnezeu numită cartea vieții, a fost aruncat în iazul de foc. Și spunea Mântuitorul la Matei 25:41, apoi va zice celor de la stânga lui, duceți-vă blestemaților, au zis că și focul e veșnic. În focul cel veșnic. Eram cu câțiva ani în urmă într-o tabără de tineri, ultima seară a taberei, ne-am bucurat, părtășie, închinare, rugăciune, a fost cuvântul de predică și apoi am ieșit undeva în zona aceea, s-a făcut un foc de tabără, ne-am adunat toți în jurul focului de tabără, cântări, rugăciuni, bucurii de numai. La un moment dat, dintr-o dată, focul de tabără a izbucnit, a luat amploare. Unul din preajma noastră, după aia am aflat, un din ăsta mai nedus la biserică, pocăit cu ghilimele, s-a tras puțin în spate și a zis către cei din preajmă care erau lângă noi, bă, ce-o trebuie să faceți focul ăsta așa de mare? La care unul care știa viața l-a prins de mână și l-a tras mai aproape de foc. Și a zis, bă, prietene, tu te sperii de un foc de tabără? Tu nu știi că în iad o să fie foc? Toată seara aia, iertați-mi expresia, a fost, cum zicem noi în limbaj popular, mucles. N-am mai scos o vorbă, n-am mai zis nimic, l-am văzut fără nicio reacție, probabil i s-a activat conștiința, realiza cum își trăia viața, ce fel de tinerețe ducea. Și a zis, mă, stai puțin, păi eu mă speriu de un foc de tabără. Dar dacă e reală treaba asta, când plec din viața asta, dacă voi fi nemântuit, locul în care mă voi duce, acolo nu-i foc de un ceas cât arde focul de tabără. Sau poate nici atâta, ci focul veșnic. Vedeți cât de drept e Dumnezeu? El ne-a zis dinainte cum e locul
în care se vor duce oameni nemântuiți. Schinul-i veșnic, focul-i veșnic, să știți că și pedeapsa e veșnică. Mântuitorul a zis la Matei 25:46, a, și aceștia, după ce-i descrie, vor merge în pedeapsa veșnică. Despre ei ne spune în altă parte că vor ajunge într-un loc, Matei 24:51, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Apropo, un frate dintr-o biserică de la noi din România s-a apropiat de un păstor și a zis, frate, eu am citit în vreo două locuri în Evanghelie că oamenii nemântuiți se vor duce într-un loc unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Explică-mi și mie următorul lucru. Deci eu am 70 și ceva de ani, mâine poi mâine fac 80 de ani și mai am un singur dinte în gură. Eu, acum, zice, dacă se întâmplă să mor și să zic mor fără Hristos și mă duc în iad, cum voi experimenta eu ceea ce scrie în Evanghelie, că acolo va fi plânsul și scârșnirea dinților? Păstorul nostru a uitat la el și a zis, frate, eu nu mi-am pus astfel de întrebări, că unii sunt preocupați în viață numai de ceea ce nu trebuie și nu-i preocupă la modul real ceea ce contează cu adevărat. Adică, în loc ca omul nostru la 70 și de ani spre 80 să se întrebe, mă, mâine poi mâine, dacă plec din viața asta sau la noapte, e sufletul meu asigurat în Hristos, mă duc în raiul lui Dumnezeu, voi fi mântuit? Pe mine mă interesează, auzi, dacă mor și mai am un singur dinte în gură. Cum voi experimenta eu plânsul și scâșnirea dinților dacă mă duc în partea cealaltă, nu în raiul lui Dumnezeu? Păstorul ăsta l-a lapă după cap așa și a zis, fratele meu, eu nu știu ce să zic, dar pot să fac ceva. Uite, promit, fac o rugăciune stăruitoare și cu credință și mă rog să facă Dumnezeu cumva să vă crească dinții. Pentru că ironia își are rostul în unele situații din viață. Oameni care nu stau să se întrebe, mă, sufletul meu cum e? E bine cu Dumnezeu? Într-o zi plecăm din viața asta. Octavian Paler, fostul mare om politic și scriitor român la 80 de ani, un reporter îl întreabă pe Paler, al nostru, Octaviane, ăsta a fost bărbat în adevăratul sens al cuvântului. Zice, te tem tu de moarte, ai 80 de ani. Știi ce a zis Paler al nostru? Nu mă sperie moarte. Dar știi de ce mă tem? Mă tem de locul în care voi merge și Dumnezeu nu va fi acolo. Asta mă sperie, absența lui Dumnezeu din locul în care voi ajunge. O, de-am trăit în această seară cuvintele din cântarea veche a lui Traian Dors, mai bine plâng acum un ceas cu Domnul în părtășie decât fără Hristos rămas să plâng o veșnicie. Și acum ascultă-mă, fiindcă avem de-a face cu un Dumnezeu drept, care este corectitudinea întruchipată. Dacă vrei să nu te duci într-un asemenea loc pe care cuvântul lui Dumnezeu ne l-a descris, Dumnezeu spune ceva în această seară. Tu trebuie să-ți faci rost de trei lucruri dacă vrei să eviți locul acela. Știți care e primul lucru de care trebuie să ne facem rost? Este credința. Nu într-un cult religios, nu într-un set de reguli, ci credința în Fiul lui Dumnezeu, în Domnul Iisus Hristos. Fiindcă atât de mult, spune versetul de aur al Bibliei, a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu pentru ca oricine, auziți, oricine, oricine crede, și romul, și romul, și românul, și român, și ăla din Africa de Sud sau de Nord, și acela, și cel din America de Sud sau din America de Nord sau din Asia, fiindcă oricine crede nu se va duce în locul în care despre care am predicat în seara asta, ci va avea parte de viață veșnică. Știți de ce așa importantă credința asta în Domnul Iisus Hristos? E un loc în Scriptură și vi las ca temă de caz, unde se spune că prin credința în El, doar prin credința în El, omul poate fi iertat de păcate. Înainte să vindeci un slăbănoc, știți ce a zis Hristos? Fiul lui Dumnezeu are putere pe pământ să ierte păcatele.
oamenilor. Imaginează-ți ceva în seara asta. Dacă tu în fiecare zi din viață faci doar 3 păcate, doar 3. Unul la nivelul minții, altul la nivelul vorbirii și altul prin acțiunile din viața de zi cu zi. Dacă doar 3 păcate faci în fiecare zi, tu realizezi în seara asta câte păcate faci într-un an de zile? Ia înmulțește 3 cu 365 și o să vezi că sunt ceva la mai bine de 1000 de păcate într-un an de zile, dacă doar 3 faci în fiecare zi. Și acum în seara asta gândește-te, ai 30 și ceva de ani. Unii aveți la 60, 60 și ceva de ani. Îmi atați imaginezi în 60 și ceva de ani de viață. În 30 și ceva de ani de viață, dacă doar 3 păcate faci în fiecare zi, câte zeci de mii de păcate ai făcut până în seara asta? Și cine te poate izbăvi de ea? Auzi, Fiul lui Dumnezeu are putere pe pământ să ierte păcatul oamenilor. A întrebat unul pe un profesor creștin de la teologie: Domnule, zice, descrieți-mi și mie iadul și raiul în 2-3 propoziții. Și profesorul s-a uitat la el și a zis: auzi, dacă într-o zi vei ajunge în raiul lui Dumnezeu, de acolo din rai, vei privi spre iad și vei vedea un loc liber în iad. Și l-a întrebat: domnule, ce-i cu asta? Ce vreți să-mi spuneți? Ascultă-mă, a zis el. Din raiul lui Dumnezeu vei vedea locul ăla liber în iad și vei ști următorul lucru. O veșnicie întreagă ar fi trebuit să fie acolo în iad. Dar pentru că tu, într-o zi, ai ales să crezi în Fiul lui Dumnezeu, în Domnul Iisus Hristos, El ți-a oferit iertarea de păcate și mântuirea sufletului. Dacă nu crezi în Iisus Hristos, într-o zi vei ajunge în locul ăla numit iadul. Și de acolo din iad vei privi ca și marele ăsta anonim. Îl vei vedea pe părintele Avram, pe Lazar și pe ceilalți în locul acela de fericire. Și vei mai vedea ceva: că acolo în raiul lui Dumnezeu e un loc liber și că tu ar fi trebuit să fii acolo. Dar nu ești acolo pentru simplu fapt: nu că ai comis adulter, hoții, nu că ai dat în cap la cineva, nu că ai înșelat în business, ci pentru simplu fapt că n-ai vrut să crezi în Fiul lui Dumnezeu, în Domnul Iisus Hristos, și mereu și mereu ai refuzat. Ai zis: a, bazme ieftine, ce să crezi, am eu altceva de făcut. Dacă vrei în seara asta să-ți asiguri veșnicia cu Dumnezeu, primul lucru de care să-ți faci rost este credința aceasta în Iisus Hristos. Știți care e al doilea lucru? E pocăință. Poate sunt prieteni în seara asta aici sau ne urmăresc pe internet. Știu că ei de obicei zic: mă, nu știu cum se face la pocăiți. Ori de câte ori venim, cumva strecoară ei în predicile lor un mesaj despre pocăință. Ne agață cumva și nu scăpăm de cuvântul ăsta, pocăință. Oameni buni, pocăința e ca un fir roșu prin toată Biblia. Și dacă ești creștin ortodox, du-te acasă, te rog, deschide Scriptura care o ai. Și dacă în Biblia ta nu scrie de pocăință, eu mă las de predicarea Evangheliei. Dar dacă în Biblie la tine scrie că trebuie să te pocăiești, să te întorci la Dumnezeu, oare de ce mai amâi? Știți cum și-a început Fiul lui Dumnezeu propovăduirea Evangheliei? Matei 4 cu 17. Iisus a început să propovăduiască: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. S-au dus doi tineri, așa ca noi, când în ziua cu Marius. Într-o zi la un om al lui Dumnezeu ori bătut la poartă, ori au zis și ei că în Biblie scrie de pocăință, dar erau curioși să vadă când ar trebui să se pocăiască. Au mai viața le rea înainte, erau tineri, fericiți. No, când s-au dus ei, vese la omul lui Dumnezeu, să vedem ce ne-o spune omul lui Dumnezeu despre pocăință. A ieșit omul lui Dumnezeu înainte, ori schimba ei câteva vorbe și zice: uite de ce am venit la dumneata. Noi vrem să știm când trebuie să ne pocăim. Și omul lui Dumnezeu s-a uitat la ei, i-a văzut vesel, tineri. O să s-auziți, prieteni, ar fi bine cu 5 minute înainte de moarte să vă pocăiți. Și ei zic: dacă facem asta cu 5 minute înainte să murim, ne rezolvăm problema sufletului, ne va mântui Hristos. Da, cum să nu? Ori mai schimba ei câteva vorbe și ori plecat.
fericiți. Parcă mi-și imaginez fluierând. Mă, viața înainte, acum la ce discotecă mergi? Ne îmbătăm de seară sau nu? Care e următorul club de noapte unde ne vom duce? Mă, săptămâna asta o prietenă, săptămâna ce vine, dacă se poate, două sau trei. Și mergeau ei relaxați, mă, până în ultimele 5 minute din viață, ne trăim tinereți. În timp ce mergeau, unul s-oprește. Se uită la prietenul lui. Mă, prietene, tu știi ce nu ne-a zis omul lui Dumnezeu? Tu n-ai văzut cât de vesel am pornit noi în drumul spre casă și ne și gândeam ce vom face, cum vom trăi, trăiește clipa, viața la maxim, simte de bine. Ăsta zice ce, uitându-se la prietenul lui? Mă, mă, omul lui Dumnezeu nu ne-a zis când murim. Mă, chiar așa? Păi tu știi când mor, l-a întrebat. Păi nu. Dar tu știi? Păi n-am de unde să știu. Păi hai să ne întoarcem la omul lui Dumnezeu. S-au întors, l-au strigat, le-a ieșit în întâmpinare, panicați de data asta, sobri, schimbați la față. Prieteni, ce s-a întâmplat cu voi? Că erați veseli când ați venit, relaxați! Păi dumneata ne-a zis să ne pocăim cu 5 minute înainte de moarte. Dar noi ne-am întors din drumul nostru. Și uite, prietenul ăsta al meu s-a oprit brusc, s-a uitat la mine și a zis, mă, tu știi cumva când vei muri? Că omul lui Dumnezeu nu ne-a zis când murim. Știți ce le-a zis acel om al lui Dumnezeu? Prieten, s-ar prea putea ca ultimele 5 minute din viață să fi început deja. Nu există timp de amânare când e vorba de pocăință. Cel mai bun timp e astăzi. Pentru noi cel mai bun timp e seara asta. Aici la Biserica Lumina din Oradea. Eu n-am să știu dacă peste o oră voi băga o bucată de pâine în gură. Dumneata, n-ai să știi dacă peste o jumătate de ceas inima îți mai bate în piept. Pentru că suveran este Cel ce ne-a dat viață, care ne-a creat și în cartea căruia sunt scrise toate zilele vieții noastre. Astfel că atunci când vine vorba de o problemă așa de serioasă, ca și credința în Iisus Hristos și ca și pocăința, eu n-am cum să stau, știi, pun mâinile așa și mă gândesc meditativ ce mi-am trecut pe agenda vieții săptămâna asta, dar săptămâna cealaltă. N-am cum să-mi trăiesc viața așa. Dacă vrei când mori să n-ajungi în iad, ascultă-mă, nu trebuie să-ți faci jos de credință, de pocăință și mai e ceva. Știi că trebuie să-ți faci jos și de botez? Am cunoscut un om, e mult mai în vârstă decât mine, de la noi din țară, n-am să-i dau numele că a ajuns în societate unde a ajuns, a crescut într-o familie de oameni simpli. Vorbind într-o zi pe probleme religioase, am ajuns la problema botezului în apă. Și îl întreb, zic, ce poți să-mi spui din ziua în care te-ai botezat? Se uită la mine, zice, Iosif, știi, ne cunoaștem de destul de mult timp, ce nu mi-aduc aminte nimic? Wow! Cum nu vă aduceți aminte nimic? Nu! Zic, da, auziți, puteți să-mi arătați o poză din ziua botezului dumneavoastră? El se uită la mine și zice, Iosif, știi în ce familie, de oameni simpli, săraci, am crescut. Na, acum viața m-a adus unde m-a adus, mi-a plăcut cartea și așa mai departe. Ce părinții n-aveau aparat de fotografiat. Nu s-au gândit să cheme pe cineva să filmeze, n-am nicio poză de la botez. Dar auzic, nu poza aia e importantă la urma urmei. Dar să nu ții minte despre un lucru așa important, absolut nimic. Zic, eu mi-aduc aminte, aproape în detaliu, ziua de 28 aprilie 2002, la 17 ani și ceva, de bunăvoie, fără să mă împingă taică-mea de la spate sau maică-mea, sau că s-a botezat cel mai bun prieten sau nu știu ce și nu știu cum, am ales de bunăvoie să intru în apa botezului și să-L mărturisesc pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor peste viața mea. Dumneavoastră știți că ea credința și pocăința trebuie să precede botezul în apă? Auziți? Marcu 16:16. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Întreb, într-o zi un băiat avea undeva la vreo 6 ani. Zic, zim și mie, ce înțelegi din versetul ăsta din Scriptură? Ce apare mai întâi? Credința sau botezul în apă? Citește el, cine va crede și se va boteza, zice,
Păi clar, zice, logic, nu? De credință se vorbește mai întâi. Zic, eu înțeleg ce scrie, vreau să văd dacă tu înțelegi, la 6 ani. Și zic, și după aceea despre ce vorbește textul? Păi cineva crede și se va boteza. Zice, după credință e vorba de botez. Și zic, și după aceea, zice, ca rezultat la astea două, zice, cel care crede și se botează va fi mântuit. Păi vedeți, oameni buni, acel copilaj de 6 ani încă nu era pe clasa întâia și cu mintea lui a priceput logica textului, că mai întâi e credința și apoi e botezul în apă. Predica Petru la Ierusalim, mulțime de oameni, sărbătoare mare, ăștia străpunși la inimă, sensibilizați de numai, zice către Petru și către ceilalți fraților, ce să face? Și Petru nu le mai zice nimic de credință. Știți de ce? Când un om e interesat de viața veșnică și pune întrebarea ce să facă, să aibă parte de viața veșnică, de mântuire, în omul ăla deja s-a născut credința în Iisus. Și Petru merge un pic mai departe și zice, fiecare din voi să fie botezat, dar înainte ce le-a zis Petru? Pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat. Dragul meu, te întreb în seara asta, la final de predică. Tu ai trecut prin fazele astea? Ai tu această credință în Iisus? Te-ai pocăit de păcatele tale? Altfel, oricine intră în apa botezului, intră uscat. Și știți cum iasă? Ca și sabia lui. Un student din America care a fost la universitate creștină, la finele studiilor s-a apropiat de profesorul lui preferat din școală. Și a zis, domn profesor, înainte de a ne despărți, îmi permite să mai purtăm o ultimă discuție? Și profesorul a zis, da, cum să nu? Despre ce ai vrea să discutăm? Eu s-a uitat la profesor și a zis, aveți atâta experiență, v-am stimat, v-am iubit așa de mult, aș vrea să conduceți dumneavoastră această ultimă discuție. Și profesorul întreabă, zice, acum că ai terminat studiile, ce vrei să faci? La care el zice, normal, primul lucru la care m-am gândit e să-mi caut un loc de muncă în domeniul în care am studiat, să mă angajez, să am și eu proprii mei bani. Ok, se uită profesorul la el și zice, și după aceea? Păi după aceea, fiind tânăr, având banii mei, mă gândesc să găsesc o fată cu care să mă înțeleg, dacă se poate să fie și frumoasă pe deasupra, să ne căsătorim. Și profesorul se oprește și se uită la el. Auziți ce discuție interesantă. Și zice, și după aceea? Păi după aceea, dacă va voi Dumnezeu, vin pruncii, avem mai multă responsabilitate, mai mult de muncit, de adunat, să ne facem, să strângem. Și profesorul zice, și după aceea? Păi după aceea cresc copiii, dă-i la grădiniță, dă-i la școală, la facultate, știu, masterat, poate doctorat, se căsătoresc, se mută fiecare dintre ei la casa lor. Și profesorul se uită la acest student care tocmai terminase școală și zice, și după aceea? Păi după aceea, noi fiind înaintați în vârstă, dacă va rândui Dumnezeu să trăim, vom ajunge la pensie. Îmi și imaginez, zicea el, ne trezim dimineața, acum am timp să vorbesc mai mult cu nevastă, mi-a zice, pregătește cafeluța, ceaiul, servim micul dejun, să vezi ce dimineață de splendoare o să fie. Și profesorul se uită sobru la el și zice, și după aceea? Păi după aceea, când va hotărâ Dumnezeu, voi pune mâinile pe piept, fie eu mai întâi, fie nevastă mea, și vom muri. La care profesorul și mai serios, ca până acum, se uită în ochii lui și zice, prietene, și după aceea, eu se uită la profesor și zice, domn profesor, eu v-am iubit așa de mult, v-am stimat, vă respect. Mai există un și după aceea, după ce omul moare. La care profesorul acesta îi zice, prietene, dacă n-ar exista ultimul și după aceea, toate celelalte dinainte nu și-ar avea niciun rost, nici copilăria, nici adolescența, nici viața de adult, nici școala, nici locul de muncă, nici căsătoria, nici copii, nici pensia, nici bătrânețe, absolut nimic n-ar avea niciun sens dacă n-ar exista ultimul.
și după aceea. Și se uită din nou la el serios și zice, auzi, și după aceea, tu te-ai gândit unde îți vei petrece veșnicia? După ce vei muri? Aș vrea să ne ridicăm. Apropo, tu te-ai gândit la întrebarea asta? După o seară ca și aceasta, un tânăr s-a apropiat de predicator, cercetat de mesajul Evangheliei și a zis, predicator, ce pot să fac eu ca să fiu mântuit? Și predicatorul s-a uitat la el și a zis, nu vreau să te dezamăgesc, dar tu nu poți să faci absolut nimic pentru mântuirea ta. Wow! Am auzit o predică, zice, care m-a tulburat, m-a cercetat, m-a pus pe gânduri, eu vreau numai decât să fiu mântuit și nu pot să fac nimic. Predicatorul s-a uitat la el și a zis, în urmă cu aproximativ 2000 de ani, pe crucea Golgotei, între doi tâlhari, avea să moară Fiul lui Dumnezeu, a făcut el totul ca tu să poți să fii mântuit. Zice, dar totuși, dacă vrei să fii mântuit, va trebui în seara asta să-L primești în inima ta pe Fiul lui Dumnezeu prin credință ca mântuitor și ca Domn. Și zice, dacă voi crede în El din toată inima, mă va mântui? Și predicatorul i-a zis, da, dar mai fă ceva pe lângă credință. Uită-te la viața ta mizerabilă, ai făcut păcate, ce da, cum să nu? Puține sau multe? Oh, nici nu le mai știu capătul. Și te simți păcătos, mă simt. Uită-te la viața ta murdară, i-a zis predicat. Și trebuie să realizezi că pocăința înseamnă următorul lucru. El a zis, ce înseamnă să mă pocăiesc? A zis, pocăința începe de la nivelul minții, când omul recunoaște că este păcătos, că a trăit în păcat. Și apoi pocăința coboară la nivelul sentimentelor, când omul manifestă o profundă stare de căință, de remușcare, de regret față de păcatele în care a trăit. Și zice, atâta înseamnă pocăință. Să recunosc și să regret că am trăit în păcat, zice, nu. Pocăința trece un pas mai departe, la nivelul voinței. Când omul ia decizia să renunțe la păcatul din viața lui. Și omul nu va putea niciodată să renunțe la vicii, la patim, la păcate. Dacă nu-l va implora pe cel care poate da puterea și îl poate dezrobi de orice legătură a celui rău. Și dacă în seara asta vei fi sincer și vei spune, Doamne, am trăit în păcat, am făcut multe păcate, recunosc asta, Doamne, le regret, am o stare profundă de căință, îmi pare rău, dar, Doamne, nu pot să renunț la vicii, nu pot să renunț la păcate, dar ești Tu prezent aici în sanctuar, mă poți mântui, mă poți ierta, îmi poți scrie numele cartea vieții, poți rupe legătura păcatului, Hristos îți va da putere și te va elibera. Dragul meu, Hristos poate rupe lanțul păcatelor din viața ta în seara asta. Hristos îți poate scrie numele în cartea vieții. Hristos te poate elibera și ierta în această seară și nu e o întâmplare seara asta de 30 aprilie. Fiul lui Dumnezeu e prezent aici prin cuvânt și prin Duhul Lui. Și vrea să producă transformări și eliberări, să mai scrie nume în cartea vieții, ca într-o zi tu și cu mine să ajungem în raiul lui Dumnezeu. Aș vrea să închidem ochii. Stăm cu capetele plecate și vreau să te întreb. Tu ce ai de gând să faci cu viața ta? Tinere, tânără, adolescent, poate om adult, poate om înaintat în vârstă, poate pensionară sau pensionar. Ca mâine, poi mâine vei pleca din această viață și înainte stă veșnicia. N-ai cum să te joci fără să te gândești că sufletul tău va apuca încotro. Se va duce spre anumită destinație după ce vei pleca din viața aceasta. Tu știi că în seara asta se poate hotărî soarta veșniciei tale. Tu știi că în seara asta Dumnezeu te poate izbăvi din păcatul tău. În seara asta Hristos îți poate scrie numele în cartea vieții și pe lista primului botez să apară și numele tău. Tânărule, care poate nu poți renunța la anumite păcate din viață. Tânără, care poate nu poți renunța la anumite vici. În seara asta cel ce te poate ierta și are putere este Iisus. Și Iisus vrea să te izbăvească, să te ierte. Iisus vrea să te mântuiască în această seară. Pentru că are un plan cu viața ta, cu viitorul tău, cu sufletul tău. El vrea să-ți asiguri veșnicia împreună cu El.
De aceea în seara asta, acolo unde ești, spune: Doamne, ai milă și de mine. Doamne, iartă-mă. Doamne, mântuiește-mă. Doamne, izbăvește-mă de vici. Doamne, scrie-mi numele în cartea vieții. Doamne, fă un nou început pentru viața mea, pentru viitorul meu, Doamne. Tu ești Cel ce mă poți binecuvânta. Tu ești Cel ce mi-a ieșit înainte, Doamne. Îți mulțumesc că-mi iubești sufletul așa de mult. Îți mulțumesc, Doamne, că vrei să fiu mântuit și mântuită. Urmează să cântăm, dar în timp ce vom cânta, roagă-te, închide ochii. Poate ești cu ochii deschiși, așa cum ești, cum simți. Spune: Doamne, seara asta vreau să-mi salvez sufletul. Și Doamne, când va fi primul botez în apă anunțat, vreau să mă trec pe lista de botez, să închei legământ cu Tine în apă, bucuros și bucuroasă că am aflat că există o șansă a mântuirii sufletului meu. Și șansa asta este Iisus Hristos. Haideți să ne rugăm și grupul se va pregăti să cânte. Și apoi va fi final de slujbă. Dar nu vreau să pleci acasă nemântuit și nemântuit. Și să o iei de la capăt mâine dimineață. Agenda plină, planuri care ți se vor da peste cap, altele ți se vor împlini. Și să treci prin viață. Și să rămâi cu sufletul nemântuit. Este cea mai mare tragedie. De aceea în seara asta, lasă-L pe Hristos să te mântuiască. Și mulțumește-i că te iubește așa de mult și vrea să salveze sufletul. Ne rugăm și apoi vom cânta.